Dacă ar fi să ne raportăm la numărul mare de accidente de circulație și având în vedere că România ocupă un loc fruntaș în Uniunea Europeană când vine vorba de numărul de decese pe șosele. Valentin Porcișteanu i-a mai vorbit lui Dan Andreșescu și despre slaba pregătire a viitorilor conducători auto în școala de șoferi. Un lucru e clar, orice amendă mai mare sau orice sancțiune mai drastică, cu siguranță ar trebui să-i sperie mai mult pe șoferi, pentru că, deși nu ne place să spunem, mulți nu se învață minte până nu plătesc mai mult sau până nu rămân cu permisul suspendat o perioadă mai lungă sau poate chiar și anulat, de ce nu, în anumite situații, nu se învață minte și cred că aici ar trebui umblat mai mult, la niște sancțiuni și mai drastice, în anumite contexte mai severe, să zic așa. Din punct de vedere al șoferului, ce se poate face pentru reducerea numărului de accidente grave? Pentru că suntem și în 2023 pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de morți în accidente rutiere. Da, din păcate tot la fel e clasamentul, suntem mereu ultimii sau primii, depinde cum îl privim. Într-adevăr, în ultimii ani am mai scăzut, să zic așa, numărul. E într-o continuă scădere, dar oricum prea puțin, mult prea puțin și mult prea puțin față de ceilalți din această zonă. Ar trebui, dar e greu cu cei care sunt deja activi. Ar trebui o pregătire mult mai bine pusă la punct din partea de școlarizare, să zic așa, de început, pentru cei care urmează să obțină permisul de conducere. Iar pentru cei care au deja permis de conducere de 10, 20, 30, 50, 60 de ani, fiecare cât a apucat, să se facă o pregătire din când în când, să mai treacă pe la o pregătire, așa cum vedem în tot felul de alte zone ale câmpului muncii, unde se face protecția muncii și unde se mai cheamă omul din când în când la updatat informații și la aflat ce fac anumite utilaje noi. Da, deci să ne punem, să zic așa, la punct cu tehnologia avansată și practic asta ar trebui făcută și la șoferi. Sunt oameni care au luat permisul în anul 80, în anii 90, să zicem, dar nu sunt puși la punct cu toate informațiile noi și cu mașinile care sunt pe stradă în anul 2023. Ce noțiuni importante nu îi învață pe viitorii conducători auto școlile de șoferi? Păi aici pot să zic direct, pentru că sunt implicat în treaba asta. De 10 ani predăm conducere defensivă și consider că toate elementele din această pregătire ar trebui să fie prezente în cadrul școlilor de șoferi, adică de la stăpâni mașina în anumite situații limită cu care te poți confrunta, nu neapărat că îți dorești tu. Tu ești atent, mergi încet, respecti regulile, ești perfect, nu faci nicio greșeală. Dar din păcate te pun la încercare ceilalți din jurul tău, care fac greșeli la rândul lor și tu trebuie să eviți situații respective și nu ești pregătit pentru asta. Nu știi cum să reacționezi dacă mașina derapează, nu știi cum să reacționezi dacă trebuie să faci o frânare de urgență și pe lângă asta și o evitare. Nu știi, Doamne ferește, cum să faci dacă mașina se răsturnă, de exemplu, și tu ești acolo în mașina răsturnată, ai scăpat, ai avut noroc, cum faci să ieși de acolo? Pentru că mulți s-au răsturnat, n-au pățit nimic și s-au sinucis, să zic așa, pentru că n-au știut niște elemente de bază care privesc evacuarea mașinii, cum să desfaci centura, cum să te ții, cum să nu-ți rup gâtul, cum să ieși dintr-o mașină răsturnată. Nu mai zic dacă e într-o zonă cu apă sau dacă a mai luat și foc, adică lucrurile pot fi foarte grave. Dar vorbim de niște lucruri normale, o mașină pur și simplu răsturnată într-un șanț. Sunt niște banalități, poate pentru unii, dar pentru unii sunt SF, nu știu, n-au de unde să știe treburile astea, pentru că nimeni nu le-a prezentat și pe nimeni n-a interesat ca ei să le știe. Care sunt abaterile de la reguli cele mai frecvente pe care le observați în traficul de zi cu zi? Păi, în primul rând, indisciplină de tot felul. Vorbim aici de nerespectarea regulilor de bază. De multe ori oamenii nu le respectă conștient, știu că fac greșeala asta, dar unii, de exemplu, nu le respectă pentru că nu le cunosc. Și aici e o problemă foarte gravă, pentru că regulamentul de aplicare și legislația în vigoare trebuie cunoscută de toți șoferii. Mulți nu cunosc anumite semne banale cu care ne confruntăm și ne întâlnim pe drumurile publice. Nu cunosc reguli de bază. Asta înseamnă că au avut parte de o pregătire precară și practic ei sunt printre noi. Dar noi ceilalți, care suntem atenți și defensivi, trebuie să avem grijă și grija lor. Fiecare ar trebui până la urmă să-și poarte de grija lui, să respecte legislația în vigoare și mai departe să facem cumva să ne ajutăm unii pe ceilalți în trafic. Dar aici e o problemă pe care o constatăm și o vedem în fiecare zi. Deci, în disciplină, nerespectarea regimului de viteză de foarte multe ori, dacă e 50, lasă că mergi cu 70, dacă e 130, lasă că mergi cu 150, 170, adică mereu avem tendința asta de a mai pune puțin de la noi. Un puțin care pare prea puțin pentru unii, adică, 10 km, 20 km, nu e chiar așa mult. Avem foarte multe filmulețe prin care le arătăm la conducere defensivă și 5 km și 10 km cât pot influența un spațiu de frânare al mașinii, un timp de reacție al unui șofer care ar trebui să fie atent
atent la ce face și să fie ancorat în activitatea de condus. Nu mai zic de distrageri, pentru că și aici avem foarte multe distrageri. Oameni care sunt pe telefon sau fac tot felul de alte lucruri în timp ce conduc, mănâncă, fumează, se uită la filme, discută cu ceilalți oameni din mașină sau se gândesc la anumite lucruri. Pentru că și un gând profund, de exemplu, tu ești singur în mașină, te uiți în față, dar ești cu gândul plecat în altă parte. Tot o formă de distragere și asta. Și se întâmplă accidente din cauza distragerilor. De ce nu i-a acordat prioritate respectivul celui care s-a lovit? Pentru că nu l-a văzut. De ce nu l-a văzut? Pentru că se uita la telefon. Ah, deci nu din cauza neacordării de prioritate. Sau, mă rog, de acolo, dar de fapt cauza principală e că el n-a fost atent. De ce? Că făcea alte activități. Și din păcate, partea asta cu telefonul a devenit foarte, foarte gravă și foarte des întâlnită. Dacă ne uităm în stânga, în dreapta, când suntem la semafor și în trafic, vedem că absolut 90% din oameni sunt cu mâna pe telefon și fac tot felul de activități. Nu mai zic că stau prost în scaun, nu au scaunul reglat corect, au o poziție ciudată la volan, n-au centura de siguranță, că lor nu se poate întâmpla nimic. Și așa mai departe. Aici nu poate nu un procent atât de mare, dar sunt destui oameni și care ignoră partea asta de a sta corect la volan și a manevra corect toate comenzile mașinii. Deci, cu alte cuvinte, această creștere a valorii punctului de amendă de la 145 la 165 de lei nu neapărat o să-i tempereze pe cei indisciplinați, ci doar o educație mai bună ar putea fi răspunsul. Poate să influențeze și treaba asta, dar oricum e o creștere destul de mică, nu pot să zic că îi afectează foarte mult. Hai să luăm pe cei care au foarte mulți bani. Oricât ar fi amenda, nu contează. Deci ar trebui penalizați altfel, nu doar cu amenzi. Și haideți să vedem pe șoferii noștri români care se duc în afara țării și dintr-o dată, odată ce au trecut granița, sunt altfel de șoferi. Sunt mult mai disciplinați, nu mai aruncă țigara pe geam, nu mai zic de alte gunoaie. Nu mai depășesc viteza legală, respectă regulile. De ce? Pentru că acolo toată lumea respectă regulile și trebuie să fii printre ei, că dacă faci ceva ne la locul lui, imediat te-au văzut, te-au reperat că tu ești altfel decât ceilalți. În schimb, la noi e invers. Vrei să mergi legal pe autostradă cu 130, n-ai cum. Unele mult mai încet decât ar trebui, decât viteza camionului de 90 la oră, de exemplu. Deci este foarte greu la noi în țară să respecti regulile, chiar dacă vrei. Te ia valul, te ia turma, trebuie să fii și tu indisciplinat odată cu ei ca să poți să ții pasul și să mergi printre ei, că altfel te calcă la propriu, n-ai cum să reziști. Un om care iese în afara țării știe să respecte regulile, de ce? Pentru că e teamă. De ce e teamă? De niște sancțiuni foarte mari. Nu vorbesc doar de amendă, că poate confiscă mașina în anumite zone, depinde ce face fiecare, depinde ce țară e. Deci oricum, pe scurt, sancțiuni mult mai drastice. Dacă stai cu biciul pe ei, reușești să-i potolești. Instructorul de conducere defensivă, fostul campion național de raliu Valentin Porcișteanu.